Diferită de anii trecuți, ziua de 1 decembrie este totuși sărbătorită de românii de pretutindeni, în semn de susținere, solidaritate și patriotism. PMP Mehedinți, cunoscut ca un partid care respectă tradițiile, a transmis un mesaj tuturor românilor. Chiar dacă nu a mai avut loc nicio festivitate de 1 decembrie, membrii Partidului Mișcarea Populară au sărbătorit Ziua Națională a României cu entuziasm și emoții. Printr-o mică reuniune, dar unită a membrilor partidului, aceștia au transmis un mesaj mehedințenilor, dar și românilor de pretutindeni. Un mesaj în semn de patriotism, susținere, solidaritate, empatie în acest context social care, din păcate, ne-a dezumanizat în ultima perioadă, uitând de mândria, tradițiile și obiceiurile unui adevărat român. La Partidul Mișcarea Populară avem un obiectiv foarte bine stabilit în statutul nostru, este acela de a unifica România. Astăzi, de 1 decembrie, noi considerăm că nu este un eveniment din trecut, ci este un eveniment care va marca România în viitorul apropiat. Spunem un la mulți ani România, la mulți ani românilor de aici, dintr-o zonă din marginea Severinului, pentru că din păcate, astăzi nu am reușit să depunem coroanele pentru Ziua Națională a României și am preferat să venim aici, în marginea Severinului, pentru a transmite la mulți ani România, la mulți ani românilor și la mulți ani PMP. Mișcăm România este un obiectiv clar al PMP. Alături de Ion Cupă, candidat PMP la Camera Deputaților, a fost și candidatul la Senatul României, Florin Gagea, care a arătat de-a lungul timpului că este în sprijinul semenilor. Astăzi acesta a transmis un mesaj ferm: trebuie să iubim România necondiționat oriunde am fi. 1 decembrie doresc și eu să spun la mulți ani tuturor românilor. Este ziua în care suntem în fiecare an din ce în ce mai uniți și în acest an prin care trecem prin această criză provocată de COVID, țara noastră reușește să se adune și să mergem mai departe, mai puternici și mai uniți. Trebuie să iubim România necondiționat oriunde am fi. Președintele PMP Mehedinți, Ramona Cupă, susține reîntregirea României și împlinirea idealului național. Mehedințenii, dar nu numai, au primit un mesaj plin de emoții și înțelesuri. România trebuie să fie mai unită ca niciodată. Suntem aici să dăm un semnal puternic organizației PMP Mehedinți, care dorește să miște România într-o direcție mai bună. Suntem partidul care dorește reîntregirea României și împlinirea idealului național. Suntem partidul care cinstește eroii și respectă tradițiile. Tot ceea ce ne-am propus se găsește subordonat acestor principii. Doamne ajută! La mulți ani, România! De 1 decembrie toți suntem români. Ziua Națională a Patriei noastre trebuie cinstită și sărbătorită indiferent de statutul social. Toți suntem români, toți ne iubim țara.